Ce părere ai de ce a zis Radu Banciu despre scandalul cu Buhnii? Nu știu, dar vreau să văd ce a zis Radu Banciu. Ce mare chestie! Dar ce s-a întâmplat? George Buhnii! Băi, vreau să văd și eu, pă... O globă! Ia zi mai Buhnici, Banciu. Vreau să văd și eu pe unul, da, care trimite o fată de pe plajă la bibliotecă sau la Băi, n-am să vă mint, când eram mic, voi nu, adică voi o să râdeți de mine copii, dar eu când eram mic mă uitam și mulți din generația mea asta am făcut că n-aveam alt entertainment la Mircea Badea. Și pe urmă, după ce a devenit Mircea Badea full on abonat la banii de partid, am deculat Banciu și m-am uitat, nu știu, un an la Radu Banciu. Era atât de amuzant. Încă e. Adică e păcat de el că e așa, nu știu. Și ăsta e cel mai megaloman om din lume. Uneori se moră, dar nu e funny. Și cu modul ăsta lui de a vorbi de cetățean franțuzit. La Piazza dell'Union, care trimite o fată de pe plajă la bibliotecă sau la anticariat sau la vreun mall unde găsește vreo papetărie unde mai sunt și niște cărți fără poze. În ziua de astăzi, dacă te ridic în picioare și te întreb două vorbe despre războiul din Ucraina, ce-mi spui? Că ai pătrățele? Sau că tu ai venit să-ți etalezi fesele cordiale? Ce fese cordiale conduci? Pe plaja grecească pentru că ai voie să o faci? Nu, tot o proastă rămâi. Deci discuția, dragi influenceri și amărâți de ăștia care scrieți prin online, dar n-aveți curajul să fiți jurnaliști, că nu vă duce capul, discuția e despre competențe, nu despre superficialități. Firața dracului de mocoșit să fiți. Da? Că ați extins o discuție pe care o face... Ce de fani că nu înțelegi niciodată la ce vrea să ajungă. Că e genul ăla de trebuie să fie mereu contrarian, trebuie să zică mereu altă părere și de multe ori efectiv nu se înțelege ce vrea să zică. Ar trebui să vorbim despre ce știm, bă. Da, păi dacă venea Buhnici la Marseille, nu prindea nici banca de rezerve, da? Vă zic eu. Nu despre cum rupem pixul când ne apucăm să... De pe Cristiano Ronaldo și eu, dacă fac 5 tururi de herăstrău, am pătrățelele lui. Dar el nu o să ajungă niciodată să scrie o compunere cum scriu eu. Da? Deci fac ceva pe pătrățelele lui. Pe de altă parte, nu mă interesează nici femeile cu 7 copii care se duc și se instalează pe nu știu unde că au dreptul să o facă. Nu, m-ar interesa dacă tot au 7 copii să știe să învețe ceva pe copiii respectivi. Puțin, adică, da, mă... Când mă uit astăzi pe imaginile de la câte un liceu din București, nu văd nicio fată drăguță la un liceu din primele 20 de poziții în capitală. Bă, știi ce? La Buhnici, aia e că foarte multă lume îl lua în serios. La Radu Banciu, știi ce? Adică nu-l ia nimeni în serios. Toată viața nu l-a luat nimeni în serios. Săracul e singurul om care se ia în serios. Știi, adică Radu Banciu poate să zică toate căcaturile astea, că n-ai de ce să te duci peste el. Că toată viața a ținut ocupat un birou la câte o televiziune semilocală. Știi, adică, hei, domnule Banciu, știați că poate nu e ok să faceți comentarii în legătură cu fetele de liceu? Păi ce, fetele alea au fost cu mine când comentam eu tu? Turul Franței, când mergeam prin Pirinei. Adică, efectiv, nu-l ia nimeni în serios, doar pentru că e atât de neluat în serios. Adică nu poți să-l iei în serios când zice ceva serios. Ce înseamnă? Nu, nu e personaj, așa e el. Că toate bunăciunile astea care se duc la sală sunt la licee. A, și e foarte insel. Nu știu dacă e foarte, dar... E insel, e de la dare boală pe femei că nu... De la locul 20 în jos, ceea ce iarăși nu e ok. Pe asta ar trebui să se concentreze, domnilor, o discuție... Da, un nihilist de ăsta balcanic. ...inteligentă. Nu pe prostia unui influencer mediocru sau pe intervenția unei babe de nu știu de pe unde. Ma, tu e pe competențe, mă interesează, te ridic de pe plajă, vorba lui Cărpinișan și ce-mi dai? O să te întreb, de exemplu, uite, cu globul pământesc în față, ce te faci? Că tu nu știi nici insulele grecești. Cum aveam eu o colegă. Îi stăteau cicladele. De vedeți ce zic? Pe limbă, ea se ducea numai în Grecia, în toate vacanțele ei. Dar când veni vorba să numească cicladele, e ceva cu C, da? Păi C-ul ăsta, să mă iertați, are multe atribuții. Vine, de exemplu, de la căcat. Da? De ce mai lăsați-o cu golăniile astea să întrunește marea comisia lui Ciobi, asta loș? Nu mai aveau ea. Nu mai încăpeți, domnul Ciobi, în concediu, nu aveți destule lucruri de vizitat. V-ați sesizat acum pe superficialitățile astea? Efectiv, nu înțelegi ce zice. Încearcă să zic atât de multe lucruri intelectuale că efectiv, nu, doar el înțelege. E efectiv o pupare în p***.
constantă pe care și-o face singur. Deci acest video este Banciu vorbind despre George Buhnici. N-a vorbit nimic despre George Buhnici. Jucați fotbal pe vremuri tot românii cu maghiari la Baia Mare, cum n-am mai conversat odată. Dom'le, dați sancțiuni pe competențe, nu pe superficialități. A zis un prost o idioțenie la un festival de cretini, la o mare de cretini, dacă nu în Hawaii. Da, are energie de Alex Jones. Firața dracului de mucoșit să fiți. Vreau să-l văd pe stream. Vreau să-l văd cum face un live stream ăsta, să văd că zicea doctor aici că îl trolează oamenii în comentarii. Vreau să-l văd stunlocked din 2 minute de cineva din chat. Îi fac raid, logatul Banciu, le zic la toți să zică, nu știu, Forța PSG sau Forța Lyon. Ne punească aia de nervi. Acolo nu știu dacă-ți permiți să le faci pe alea de pe plajă, nu știu cum. Am impresia că nu-ți permiți. Ați auzit vreun român, vreun influență de ăsta, vreun parașută dintre asta ajunsă prin Hawaii să ne spună că ăia erau numai babete și numai gospodine pe plajele lor? N-am auzit. Astea-s discuții de Marea Neagră, de Marea Egee, de nisipurile de aur, unde competențele sunt la fel ca și nivelul mării. Despre asta discutăm, fraierilor. Deci e motivul lui Buhnici că a zis că femeile au vergeturi când trebuia să zică că femeile n-au carte. Vă scrieți numele corect. Că-l scrieți pe vreo ca tanti asta care mă înjura pe mine la televizor. Sunteți incredibil. Păi nu sunt incredibil, nu, sunt bine informat. Dar și așa, și dacă sunt bine informat, sunteți, nu se scrie cu cratimă, să știți. Da? Noastră, duceți-vă pe plajele alea. Unde-i găsiți pe toți ăștia, deci, care... Aia l-a lăudat, ei sunteți incredibili și a zis, păi știți proastă, doamnă. Cum mai vin oamenii pe aici? Păi, mulțumesc! Am trecut de prima sesiune doar cu tine! Păi! Nu se vede la cum scrii! Ești vai morții tăi! Eu dacă eram profesorul tău, praf te făceam! Repetență! Vin direct de la sală și se duc în Grecia. A, deci este bine totuși că am aflat, cu cât prostia e mai mare, cu atât și interesul pentru plaje este mai mare. Eu n-am auzit acolo la ăla al meu cu Astra Gurgu. Oamenii care merg la plajă sunt toți proști. De asta zic, vreau, adică zici niște căcate, atât de stupid. Gen, așa a fost dintotdeauna, gen, efectiv, n-ai cum să-l iei în serios. Și nu-l ia nimeni în serios, nimic nu poate să zic orice. N-am auzit niciodată să vină vreunul. Toate nemțoi celelalți desfășurau șuncile. Nu venea niciun influencer de ăsta să le spună, mai du-te și pe la sală, când aia stătea cu Goethe în față. Da? Nu prea cred. De despre asta e vorba, apropo de domnul Andrei de... Da, exact ce ziceam, că nu poți să zic că George Buhnici n-are dreptate sau George Buhnici are dreptate. A trebuit să o ocolească, să fie el cumva într-un fel contra la toată lumea. Stai cu Ghiote. Ce prost ești, Banciule, că 90% dintre nemți nu au citit Ghiote, zic asta ca filolog. Dar cine ești tu? Ia vino la Marseille! Imaginea cu cele două bunăciuni de la Ethiopian Airlines, nu știu niciuna dintre asta cu pătrățele pe vreo plajă răsăriteană să poată să conducă un Airbus A350-900. Oare când o văd și eu pe una ridicându-se de la Never See și spunem, știți, domnul Banciu, eu, la A350-900, da, e, atunci discută despre bunăciuni, despre sală, despre... Ce mă interesează? Dacă nu știi codurile de avioane Boeing, n-ai tu pe dialog cu mine. Ce uită Radu Banciu, și cred că ar trebui să îi se amintească mai des, este că a fost trolat de un Photoshop în Paint, în care a crezut că galeria din Marseille îi mulțumea for something. Un banner, iată, pe care scrie foarte clar, gracias Banciu, o să aflu, promit, în câteva zile exact cine a... A fost cu ideea, poate un francez, poate un român, poate un sud-american, că oricum mesajul era în spaniolă. Ca să lămurim și enigma de ieri, unul dintre facebookarii noștri a fost autorul unei farse. În orice caz, era o poză foarte bună, ar fi fost făcută la Photoshop de unul dintre cei care ne urmăresc în fiecare zi. Acesta, până la urmă, ar fi mărturisit că el este autorul. Atenție la lucruri de genul ăsta, pentru că în ultima vreme am înțeles că și Facebook-ul a început să mai ia măsuri și ai putea să fii penalizat sau chiar sancționat penal pentru chestiuni de genul ăsta. Nu mi se pare neapărat o extraordinară ispravă. Cred că asta trebuie să-i reamintească lumea mai des domnului Radu Banciu.
a pus botul la un paint penibil. Dacă ar trebui să rămâi abandonat pe o insulă cu Radu Banciu sau George Buhnici, ce ai alege? Wow, that's a good question. Cred că Buhnici, adică nu, Banciu, nu, sorry. Păi pe Banciu îi zici, hai să tăiem lemne și la zice, ce lemne? Păi cu tine să tai lemne. Clar, Banciu cu Buhnici te-ai plictisit? Nu, că am luat-o pe survival. Am luat-o pe survival, nu pe plictiseală. Fai, ai văzut ultimul clip de la Buhnici? Nu, despre ce clip e vorba? Salutare. Aș vrea să vă spun... Îmi tot imaginez pe Banciu pe Twitch cu un webcam de la penibil în față. Da, bună seara, bine v-am regăsit. Da, văd aici... avem și o doamnă aici, Alexandra Man. Ce man sunteți dumneavoastră, doamnă? Ăsta-i numele dumneavoastră sau sunteți ca acei supereroi? Rabinul 77 cu 10 euro. Da, mulțumesc, acum ce să fac eu cu 10 euro, că nu mi-ajunge nici de un zbor la... Mă doare gâtul. Când eram mai mic, limitam foarte bine, pentru că creativitatea mea de la, din clasa, cred că a noua, eram în trupa de teatru al liceului și creativitatea mea se reducea la limita pe Radu Banciu, înainte să fie cool, înainte să limite Bendeac. Și am avut o piesă de teatru care era, nu știu, era o piesă asta de teatru găsită pe jos, în care eu eram personajul principal, care era un pictor nebun. Și cum am ales eu în capul meu creativ de clasa a 9-a sau a 10-a să interpretez pictorul nebun? Desigur, imitându-l pe Radu Banciu. Și gen am căutat de alea tehnici de imitare, cum să... Și gen le limitam destul de bine. Ok, Gabriel MG, efectiv Gabriel MG eram. Am luat locul întâi la un festival de... Foame!